Satelitii lui Elon Musk au ajuns pe cerul României. Cei care nu au știut ce se întâmplă au început să posteze fotografii pe rețelele sociale și să dezbată situația în fel și chip. Șirul de luminițe nu are legătură cu alte civilizații. Din potrivă, sateliții furnizează internet în zonele greu accesibile de pe glob. Sateliții companiei Starlink au putut fi observați în mai multe locuri din România, deplasându-se cu viteză unul în spatele celuilalt. Deși în nenumărate rânduri, specialiștii au explicat că fenomenul este unul cât se poate de normal. Oamenii se lasă greu convinși că nu este ceva necurat la mijloc. Sateliții sunt ușor de observat atunci când cerul este senin, pentru că zboară foarte jos, la aproape 450 de kilometri față de noi și sunt foarte rapizi. Au o viteză de 28.000 de kilometri pe oră. Tudor Mihăiescu, muzeograf la Observatorul Astronomic Amiral Vasile, punctele pe care le vedem pe cer sunt sateliții lui Elon Musk. Sunt în jur de 4.000 de sateliți lansați în spațiu, iar scopul lor este să furnizeze internet acolo unde nu există, cum ar fi oceanele, zonele montoase, deșert, zonele foarte izolate. Zilele trecute au fost lansați încă 50 de sateliți, iar fizicienii susțin faptul că tocmai de aceea pot fi văzuți și pe cerul nostru. Claudiu Tănăsălia, fizician. Se întâmplă că imediat după lansare, traiectoria lor să treacă deasupra României. În următoarele zile, ei se vor dispersa și își vor lua fiecare locul în configurația metaconstelația Starlink, așa se numește. Până în prezent, în Musk a lansat aproape 4500 de sateliți pe orbită, din cei 30.000 pentru care are autorizație. Relatează știrile protv.ro